Hai, Dragoș. Hai, Dragoș. Așteptăm, așteptăm, Dragoș. Așteptăm, Dragoș. În fiecare zi de la începerea noului an școlar, viceprimarul Comunei Bălești, Cătălin Stolojanu, se ocupă de transportul elevilor și a preșcolarilor către și de la unitățile de învățământ. Fie care treabă la birou sau nu, acesta trebuie să se țină de program. Prezența sa în mijlocul comunității și pe un post mai puțin de invidiat este apreciată de mămicile care își așteaptă copiii să ajungă acasă. Te sprijină cu copiii, suntem foarte mulțumiți, foarte mulțumiți. Dacă n-ar fi dânsul? Dacă n-ar fi dânsul... Până acum cu ce mergeau copiii? Tot cu microbuz, dar acesta e al doilea microbuz. A venit nou și ne descurcam. Cu o părere foarte bună, ce să facem? Asta este, e bine că avem pe domn vice să ne ajute. Foarte bine, să știți, aduce la program... Că înainte veneau târziu, dar acum vin la program, la 2, veneau înainte la 2 și un sfert copilașii ăștia și acum la 12 și 10 sunt acasă. Treaba nu este deloc ușoară, însă fiind singurul care deține atestat pentru categoria necesară care îi permite să transporte copiii, viceprimarul a gândit că nu are altă cale de mijloc. Mai de voie, mai de nevoie a trebuit să trec, pentru că n-am avut șofer pe microbuzul școlar. Cum s-a ajuns la această situație? Organigrama a fost respinsă de două ori, s-a întârziat cu aprobarea ei și postul de șofer va fi scos de abia pe 21 octombrie la concurs. La finele acestei luni va avea loc și concursul pentru postul de conducător auto pe microbuzul școlar. Până atunci însă, microbuzul primit anul acesta de la Inspectoratul Județean Școlar Gorj este condus de viceprimar.